Ai milă de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăjdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Apostol Anania și a Sfântului Roman Moduce, gândător, o cărora pomenirea săvârșim, ale celui întrusins, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, Sfântul de tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Sărbătoare cu darul lui Dumnezeu serbăm acoperământul Maicii Domnului, fără de care cred că greu ne-a făcut. Maica Domnului este o acoperitoare a tot pământului, este o ocrotitoare, este o mângâietoare, este o palmă caldă, catifelată, care știe să oprească lacrima, care știe la timp să dea celora ce o cheamă în ajutor. Nunța Zadar a spus când era însărcinată și a plecat la verișoară, la Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul: mărește suflete al meu pe Domnul. A preaslăvi pe Dumnezeu înseamnă un lucru măresc de tot. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu, dar nu toți cu toată inima și cu tot sufletul. Pe când ea a venit spre preîntâmpinarea Domnului și l-a mărit cu tot sufletul, a devenit un proroc, a devenit deja o maică a pământului și a cerului. Evreii, după ce au ieșit din Egipt, cu mână tare și cu braț, cum avea să spună prorocul David, ei au avut înainte mergător, după ce au ieșit din apă, l-a avut un nor. Norul acela îi acoperea, ziua se făcea nor și noaptea se făcea stâlp de foc, ca să le lumineze tabăra. Când stătea norul, stăteau și poporul iudeu, iar când se ridica norul, se învăluia și pleca și poporul iudeu. 40 de ani a stat acest nor deasupra poporului iudeu. Îi acoperea de toate relele. Așa de mângâiați a fost poporul iudeu că nici hainele pe ei nu mai schimbau. Creșteau odată cu ei. Nici mâncare nu aveau.
Nu aveau nevoie că aveau mană cerească. Din această cauză, Apostolul Pavel o preînchipie pe Maica Domnului cu chivotul legii. În acel chivot în care se păstra mana cerească cu care evreii au fost hrăniți în pustiu, se păstrau tablele legii, toiagul lui Aron și cădelnița cea de aur. O preînchipuia pe aceea care astăzi noi îi servăm acoperământul Maicii Domnului. Iubiți credincioși, s-a arătat Maica Domnului la doi cuvioși, Epifane și Andrei, în biserica din Plaherna. S-a arătat la o priveghere cum în văstur ea ținea acel omofor și cu acela a arătat că acoperea pe toți creștinii. Într-adevăr, s-a arătat nemincinoasă. S-a arătat adevărată că ea păzește pe toți închinătorii ei. Îi păzește și pe necredincioși. Îi mustră acolo când au de mustrat, dar apoi, ca să se întoarcă tot la Fiul ei, vine cu blândețe. Este o mamă cerească, fără de care creștinii cu greu se descurcau. Vedeți că întotdeauna noi creștinii, când suntem într-o primejdie sau când suntem prinși la ananghină, Maica Domnului ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase ajută-ne, apelăm la tot ce că pământul e văzută că nu te mai poate acoperi, iar ea vine neîntârziat. Și s-a arătat de nenumărate ori cum a venit. Din pildele Maicii Domnului găsim câteva frumoase. Cum a venit ea în ajutorul unei femei. Era căsătorită. Și după ce a trecut focul acela al dragostei, soțul ei s-a dus de alte cărări. Se desfăta cu alte femei. Ea a ajuns într-un hal fără de har. Era muritoare de foame. Și spune istoria, ca să se poată întreține, a luat un copil și-l creștea ea. Dormea cu el. Și acel om la care lua copil era bogat. Și așa se întreținea. Soțul ei mai venea când și când acasă. Și odată s-a gândit, i-a trecut prin cap un gând vrăjmășesc. Să vină noaptea când ea dormea și să strângă copilul de gât și să-l omoare. Și așa a făcut. S-a furișat în casă, a sufocat copilul și când s-a trezit ea cu copilul mort, a început să țipe, dar să se roage la Maica Domnului. Maica Domnului, salvează-mă cumva, nu sunt vinovat, nu știu cum de-a murit copilul. Și deja o ducea la judecată. Copilul era proaspăt mort și ea imediat i s-a instituit completul de judecată și o ducea. Dar ea n-a încetat o clipă să se roage la Maica Domnului. Și a venit. Tocmai când se dea judecătorul sentința, a venit Maica Domnului cu pruncul în brațe. A venit lângă judecător. Dar ei și-au dat seama că aceasta este o femeie, cred că e venită de la împăratul direct. Că ea a venit cu totul și cu totul altceva ca să impresioneze completul de judecată.
a venit acolo și a spus să vorbească copilul meu, că îl ținea în brațe. Și a început Domnul Hristos să vorbească. Nu vă grăbiți a-i da judecata, să spună copilul cine l-a ucis. În numele lui Hristos, ridică-te copilul. Și a înviat copilul. Și acel copil care abia grăia, a spus cine l-a omorât. Că a venit omul casei, bărbatul femeii și i s-a dat judecata. I s-a dat pe loc sentința. Femeia a fost salvată de moarte de Maica Domnului și groapa în care a săpat-o el a căzut. A căzut tocmai făptașul. I-a dat sentința de moarte făptașul. Vedeți că ea, dacă n-a încercat ca să se roage către Maica Domnului, în cel mai cumplit moment al vieții ei, că trebuia să o ducă la judecată, la moarte, a venit Maica Domnului și a venit în persoană. Oare această minune nu ne încurajează pe toți ca să apelăm la ea? Nu ne dă un impuls că unde să alergi? Până la Hristos, până la Sfinți, apelăm la ea. Că ea neîntârziat vine și nu rămâne nemincinoasă, rămâne adevărată în ceea ce a spus și s-a văzut că a și făcut. Cu blândețea ei vine și te salvează. Tot o pildă frumoasă de o femeie care tot așa ajunsese. El se ducea pe cărări străine și ea a ajuns acasă, stătea săracă, dar stătea acasă cu minte și se ruga mereu la Maica Domnului. În una din zile i-a plecat soțul de acasă și stând să se gândească el ce să facă, că el avea ziua de naștere a lui și nu mai avea posibilitatea să mai facă ziua de naștere, onomastica. Și stând așa și gândindu-se, departe de casă, vine un călăreț. Un călăreț, un voinic, și spune, ce faci aici? Păi stau, am plecat de acasă, că nu pot să mă mai onorez cu prietenii mei ca să-mi fac ziua. Zice, eu te pot ajuta, dar cu un scop. Peste 3 zile să-mi aduci pe soția ta aici, în locul ăsta unde m-ai găsit pe mine. Eu, ca drept dovadă, am îngropată în grădina ta o comoară. Poți să te duci să vezi comoară. Ai să dai peste ea, dar nu te atingi de ea până nu aduci pe soția ta aici. El s-a gândit că s-o duc acolo. După cum s-a hotărât ei să meargă cu soția acolo. Când a venit ziua, i-a spus soției să meargă cu el și a vrut să meargă. S-a închinat la Maica Domnului, cum făcea de obicei. Dar venind o ploaie mare, a găsit o biserică și nu avea unde să stea de ploaie. Și au intrat în biserică. Ea s-a dus la Maica Domnului și s-a închinat. Dar cum s-a închinat ea cu atâta foc, a dormit. Și a rămas acolo adormit și în locul ei a venit Maica Domnului. A luat chipul ei și s-a dus cu soțul. S-a dus la locul acela.
dragul a venit la locul întâlnirii, dar când a văzut-o pe Maica Domnului, i-a strălucit în ochii lui și a spus, de ce-ai venit cu asta aici? El a făcut furori că nu putea suferi strălucirea Maicii Domnului. Și în felul ăsta, Maica Domnului a zis, piei satana de aici. Și l-a mustrat pe bărbat, Maica Domnului, și i-a spus, vezi că acea comoară care ți-a arătat-o diavolul este doar cenușă. Nu-i nimic adevărat, este un mincinos. De asta a plecat satana. Și întoarce-te la casa ta și fii drept credincios, nu mai lua pe cărări străine. Și în felul acesta s-a făcut reabilitarea familiei. Iubiți credincioși, oare dacă a fost strigată Maica Domnului de către soția acelui om, nu putea să vină și iată că a venit. A venit și a salvat familia, a salvat-o pe ea de la moarte, l-a salvat și pe el din negura deșertăciunilor acestora și l-a echilibrat. Multe alte minuni a făcut Maica Domnului. Sunt nenumărate faptele ei și n-a încheiat că vine tot timpul și ne ocrotește. Biserica o ocrotește Maica Domnului. Pentru aceasta s-a pus și hramul Maicii Domnului acoperământul. Că venind aici în gura hienilor, când s-a făcut, s-a întemeiat așezământul acesta, aveam nevoie de Maica Domnului. Și pentru aceasta am pus ramul ei, ca să ne acopere. Și s-a văzut că a acoperit acest loc. Și a sporit aici, cu grija lui Preasfințitul Evlogie, cu mica obște care este aici, cu dumneavoastră, cu toții, ca un buchet, ați ocrotit acest locaj și din ce în ce e mai frumos. Merită să o lăudăm pe stăpâna noastră. Merită toată cinstea și din noi să-i dăm cei mai scump, că ea nu ne uită. Vedeți acum cu virusul acesta, cum a venit peste lume, să aveți credință, iubiți credincioși, că Dumnezeu este atot puternic, Dumnezeu este peste tot, oare El nu poate să secere virusul acesta sau nu poate El să-l însănătoșească pe om. Dumnezeu dă viață și dă moarte. Dumnezeu ne acoperă cu toți ființii Lui. Pentru aceasta spune ea, mărește sufletul meu pe Domnul. Cu sufletul să mărești pe Domnul, să-L slăvești în toate zilele și El te va acoperi, El te va hrăni, El te va povăzui, El ne dă de toate. Este o pildă în viețile sfinților, când a fost o molimă în Roma, era pe timpul Sfântului Grigorie, dialogul. E cam ultimul sfânt din Roma care îl păstrează și Ortodoxia. Și a fost o molimă de mureau oamenii pe capete. I-a secerat acea molimă. Sfântul s-a gândit, a făcut rugăciune ca să înceteze molima.
ci s-a gândit să facă o procesiune cu icoana Maicii Domnului. Și tot gândindu-se așa, a început procesiunea cu laude, cu imne cântate Maicii Domnului. Și s-a apropiat de un palat al lui împăratului Adrian. Acesta a trăit pe la 1100 și ceva. Și a făcut un palat, era păgân atunci împăratul. Și când a ajuns în dreptul împăratului, în palatului, cu icoana, cu toți creștinii, îndurerați de atâția morți, i s-a arătat Sfântul Arhanghel deasupra palatului. Își ștergea sabia de sânge, că a venit o molimă acolo, era trimisă de Dumnezeu ca să curețe pământul. Dar Maica Domnului a oprit-o, ca drept dovadă că a apărut Arhanghelul cum ștergea sabia de sânge și a băgat sabia în piatră. De atunci se zice că palatul acela, împăratul Adrian, îi zice palatul Sfântului Arhanghel în Roma. L-a trimis Maica Domnului ca să arate lumii că pentru păcate dă Dumnezeu pedeapsă. La fel și aici, în țară, și în toată lumea, pentru necredința oamenilor, a dat Dumnezeu acest virus. El există, virusul, dar nu atât de mare cum îl gonflabilizează la mass media. Iubiți credincioși, minciuna este mare în ziua de astăzi. Cum devine virusul tocmai la niște timp care sunt neaveniți? Oare atât de deștept e acest virus? Cum a început școala? Gata virusul. Știți când a apărut, au căzut turnurile în America. L-a scos de la murătură pe Nostradamus și spuneau despre Nostradamus că acesta, el a prorocit că va cădea două turnuri, aiurea, niște bazaconii, niște minciuni gogonate. În fiecare an mor vreo 60 de milioane de oameni pe lume. Dar cum este o pădure, nu se poate să nu fie uscături. Mor copacii, dar învie alții. Aceasta este roata vieții. Că mai vine un cutremur, că mai vine un foc, mai vine altceva. Acestea sunt pedepsele care le dă Dumnezeu pe oameni. Ca oamenii conștientizând păcatul, să se întoarcă înainte de a fi prea târziu. Din această cauză trebuie tot timpul să fim către cer cu ochii, cu inima și să nu rugăm tot timpul. Și nu ne lasă niciodată nici Maica Domnului, nici Domnul nostru Iisus Hristos, care și-a arătat dragostea pentru noi, că a murit pentru noi. S-a lăsat omorât și tocmai de oameni, nu de boală. S-a lăsat omorât că trebuia să moară și să ne salveze pe noi din moartea veșnică. Iubiți credincioși, ce putem să-i aducem un dar mai mare Maicii Domnului? Ca rugăciunea. Domnul Hristos, Fiul ei, tot cerul și pământul, aceasta caută de la om, o rugăciune, o inimă smerită să înalți către cer. Nu-i trebuie aur,
nu-i trebuie argint, nu-i trebuie altceva, că toate sunt ale lui Dumnezeu. Până și noi suntem al lui Dumnezeu. Aceasta vrea, inimă smerită, cugetul tot timpul spre cer. Și atunci poți să zici că te-ai împăcat cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, să-i aducem cinste și slavă Maicii Domnului, să-i dăm tot ce-i scump din noi, o rugăciune, cu toată inima, întotdeauna când ieșiți din casă, să aveți o icoană a Maicii Domnului acolo la ușă și să o sărutați. Ajută Maica Domnului și ea ne păzește. Să-i dăm slavă, cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.